În ziua praznicului acoperământului Maicii Domnului, două așezăminte monahale din Episcopia Caransebeșului și-au sărbătorit hramul. Obștile mănăstirilor Brebu și Călugăra au primit binecuvântarea preasfințitului Părinte Lucian. Sfânta liturghie de la Mănăstirea Brebu a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Sute de credincioși și-au îndreptat pașii către așezământul monahal pentru a se ruga Maicii Domnului în zi de sărbătoare. La finalul slujbei, părintele Boris Stasici, slujitor al mănăstirii, a vorbit despre bucuria participării la Sfânta Liturghie. Este ziua în care, iată, ne-am concentrat cu toți în acest frumos loc de rugăciune. Suntem ca într-un anfiteatru creștin, ca unii care dăm mărturie înaintea lumii despre bucuria creștinească pe care o avem de a participa la Sfânta Liturghie. Încă o dată, vă binecuvântăm și vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți pentru această mănăstire. În a doua parte a zilei, preasfințitul Părinte Lucian a săvârșit slujba paraclisului Maicii Domnului la Mănăstirea Călugăra. Așezământul monahal este înfrățit din 2014 cu Mănăstirea Kosierevo din Muntenegru și de atunci, la sărbătoarea hramului, este adusă spre închinare și binecuvântare racla cu un fragment din moștele Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. 2015 godine preosvećeni vladika Lukijan je bio u posjeti eparhiji Budimljansko Nikšićkoj. În anul 2014, preasfințitul Lucian a fost oaspete în eparhia noastră și împreună cu preasfințitul Ioanichie au slujit la hramul mănăstirii noastre, nașterea Maicii Domnului. Anul următor am întors această vizită în mănăstirii Călugăra. De atunci s-a creat această tradiție ca hramurile celor două mănăstiri să fie prileji de împreună slujire. Am trăit o zi înălțătoare alături de toți credincioșii care și-au îndreptat pașii și au venit sub omoforul Maicii Domnului, fie la Brebu, fie la Călugăra. Credincioșii noștri o iubesc pe Maica Domnului și noi toți o iubim pe Maica lui Dumnezeu și Maica Luminii, căci suntem fiii lacrimilor ei și alergăm neîncetat la Maica Domnului, căci ne simțim bine sub omoforul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria. O rugăm pe Maica Domnului să binecuvinteze pe mai departe Eparhia Caransebeșului, în mod special aceste mănăstiri, Brebu și Călugăra, și să ne binecuvinteze pe noi toți cei care îl iubim pe Fiul ei, pe Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre. Maica Domnului îi iubește pe toți cei care se roagă, căci așa cum s-a arătat la Vlaherne, în biserica prea frumoasă din Constantinopol, celor care se rugau, erau la priveghere, tot așa Maica Domnului se arată credincioșilor și preoților care se roagă în fiecare duminică și sărbătoare, la Sfânta Liturghie sau la o slujbă de priveghere. O rugăm pe Maica Domnului să ne poarte pe mai departe în rugăciunile ei și să fie apărătoarea noastră și ocrotitoarea noastră înaintea tronului Preasfintei Treimi. Cum ați trăit dumneavoastră ziua de astăzi aici la hramul mănăstirii Călugăra? Noi venim aici la mănăstire de foarte mulți ani și din 2015 venim cu și mai mult drag, pentru că o cinstim numai pe Maica Domnului și Sfântul ei acoperământ, ci cinstim și pe Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și în toți acești ani, pe lângă trăirile noastre și emoțiile noastre, am văzut și am fost martori la minuni mari, mici, pe care Sfântul și Maica Domnului le-au făcut aici, la mănăstirea la Călugăra. Pentru mine, mănăstirea Călugăra este un stâlp de rezistență a vieții mele duhovnicești de ani de zile. Iar și pentru hram eu mă pregătesc ca și pentru o nuntă, ca să fiu sinceră, pentru că e o emoție și mă întâlnesc cu oameni din aceeași energie pozitivă, să spun așa. De ani de zile ne bucurăm, trăim aici cu părinții în alte emoții și cu atât mai mult când și Sfântul Luca este aici de ani de zile. E o mare bucurie. Emoția mea este cu atât mai mare în fiecare an, pentru că am și doi copii pe care vreau să-i cresc în acest spirit și cu ajutorul Dumnezeu tot timpul o să revenim aici.
Biserica Mănăstirii Călugăra a fost sfințită în data de 1 octombrie 2017.